176 de locuri de muncă vacante la început de an pentru șomerii mehedințeni. Oferta este una destul de bună, având în vedere și faptul că rata șomajului este de asemenea în ușoară scădere în județul nostru. Iată locurile vacante pentru această perioadă. Barman 4 locuri, bucătar 3 locuri, cofetar 1, dulgher 5 locuri, lucrător în bucătărie 2 locuri, lucrător comercial 1 loc, fierar betonist 5 locuri, finisor 5, inginer mecanic 2 locuri, pizzar 1 loc, ospătar 2, zidar 5, vânzător 1 loc, muncitor necalificat cablaje 80 de locuri, inginer producție 4 locuri, tehnician 4, electrician 6, lăcătuș mecanic 6 locuri, tehnician gestiune 1 loc, stivuitorist 2 locuri, referent resurse umane 1 loc, manipulant mărfuri 10, controlor calitate 20 de locuri, secretară 1 loc, programator producție 2 locuri, administrator rețea calculatoare 2 locuri. Este o ofertă destul de bogată de locuri de muncă vacante în diverse profesii și meserii, de asemenea sunt și oferte pentru persoanele cu studii superioare. Aceste locuri de muncă sunt afișate și la parterul instituției noastre, la vizier. Dorim să le mediatizăm și prin intermediul dumneavoastră. Facem un apel către persoanele care doresc să-și caute un loc de muncă, să vină și să consulte această listă de locuri de muncă vacante. Acolo vor găsi atât adresa cât și un număr de telefon al acestor angajatori, astfel încât să poată lua legătura cu aceștia și să-și negocieze ocuparea unui loc de muncă. Cei interesați de oferta locurilor de muncă sunt așteptați la sediul AJFM din Drobeta, Turnu, Severin sau la punctele de lucru din județ, orașele Orșova, Strehaia, Baia de Aramă și Vânjumare, dar și Comuna Cujmir.